vaccinată, am rămas surprins să constat că miza pro sau contra vaccin în România este atât de mare. De ce? Pentru că sunt bani la mijloc. Doar bani o să fie. Sunt foarte mulți bani. Sunt foarte multe sute de milioane de euro, asta știm cu toții, dar, repet, dar doar bani o să fie? Banii au mișcat lumea. Da? Într-o direcție nefastă din... De ce v-ați poziționat atât de ferm și atât de la vedere împotriva a ceea ce înseamnă generic vaccinare? Din principiu. Pentru că am terminat drept și știu care sunt legile, știu care sunt drepturile mele și tot ceea ce face Ministerul Sănătății, de când ne tot amenință cu această lege a obligativității vaccinării, este un abuz. Tot ce face Ministerul Sănătății este un abuz. E un abuz să obligi pe cineva să se vaccineze sau să recurgă la orice procedură medicală împotriva voinței lui. Împotriva voinței părinților, dacă vorbim despre un minor. Este neconstituțional. În Constituție, care este legea supremă în stat și pe care guvernanții noștri, care sunt vremelnici aici, pe postul ăsta, ar trebui să o respecte, dar nu o respectă. Nu respectă legea supremă în stat. Și legea supremă în stat spune că nimeni nu te poate obliga să te supui vreunei proceduri medicale fără să-ți dai acordul, consimțământul informat. E foarte important, pentru că legea acum prevede că consimțământul este de fapt prezumat dacă nu-ți exprimi ferm opinia împotriva vaccinării. Este iarăși un abuz. S-a spus în presă, chiar și în presa de azi, doamna Ster, că 19 copii au murit numai în ultima perioadă în România din cauza nevaccinării, au făcut rubeolă și au murit. Acestea sunt doar niște declarații politice. A văzut cineva vreo dovadă că acești copii au murit într-adevăr de rujeol, așa cum se spune? Avem buletine de la medicina legală care să susțină aceste afirmații. N-am văzut și nu au fost oferite publicului niciodată aceste dovezi. Știți ce am văzut? Doar că acești copii au murit în spital. Așa că eu, care știu că tot românul știu care este situația din spitalele din România, sunt foarte suspicioasă vis-a-vis de această declarație. Cred mai degrabă că e vorba ori de o infecție intraspitalicească sau că este vorba despre un malpraxis. S-a făcut vreo cercetare? S-a făcut vreo documentare? Am să vă spun că ne-am documentat ăsta? Cât am putut. Redacția B1 astăzi a cuplat foarte mult la acest subiect și mulțumesc colegilor. Documentarea noastră spune că în majoritatea cazurilor, nu pot să afirm cu seriozitate că în toate, dar în majoritatea existau afecțiuni grave pe fondul cărora apariția pojarului a dus la deces. Domnul Ilea. Nu, stai puțin. Dacă un copil este într-o mașină, pe stradă, are rujeolă, pojar și moare în accident de circulație, Ministerul Sănătății va spune că a murit din cauza pojarului pentru că avea virusul în el. Nu, asta trebuie să se stabilească cu certitudine de la cauză la efect parcursul. Dacă nu s-a stabilit, nu există. Reprezentați asociațiile de părinți din sistemul școlar din România și vă întreb direct, de ce sunteți în favoarea sistemului care, atenție domnule, deși Constituția României spune clar că învățământul este obligatoriu până la o anumită vârstă și este un drept constituțional al copilului, dreptul la educație, copiilor care nu au toată gama de vaccinuri făcute, de multe ori li s-a interzis accesul în sistemul școlar sau preșcolar. Aici aveți dreptate, că sunt multe interdicții legate de acest lucru. Dar până la discuta legat de bani, atunci când avem posibilitatea să verificăm într-adevăr, și există posibilitatea de a vedea la minister dacă respectivii copii au decedat din cauza de nevaccinare. Clar, se poate verifica acest lucru. Cum îi explic eu unui părinte care a avut părintele... De ce nu se prezintă probe ca să le vedem cu toții? Deocamdată n-am văzut decât niște afirmații politice. Cum că există această epidemie, deși în 2012 existau cu 10.000, de 10 ori mai multe cazuri, în condițiile în care vaccinarea era aproape de 100%. Da. Da? Și acum este vorba de o situație mult mai puțin gravă, care de fapt este umflată, gonflată mediatic, ca să pregătească această lege abuzivă care instaurează fascismul medical. Doamna Stăr, eu vă apreciez, apreciez și patima și nivelul de înțelegere și cunoaștere al subiectului. Rugămintea să lăsăm și pe domnul Ilea să spună punctul de vedere, pentru că și domnia sa, ca și dumneavoastră, reprezintă un punct de vedere foarte agreat în societatea românească, adică acela că vaccinul e bun și copiii trebuie să vaccinați. Deci eu unul personal și transmit și punctul de vedere al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, că sunt unul dintre oamenii care cred în aceste scheme de vaccinare.
Aveți copii? Bineînțeles. Așa. Și cred că această schemă de vaccinare împiedică reapariția sau întoarcerea unor maladii grave. Pe ce se bazează afirmația noastră? Pentru că luăm și noi, la rândul nostru, făcând parte din comisiile la nivelul Ministerului Educației Naționale, avem și noi accesul la rapoartele din instituțiile școlare și de acolo sunt sute de cazuri de îmbolnăviri cu boli care ar se prezumă ar fi eradicate. Dacă ar fi vaccin. Am înțeles. Și am cercetat și noi și am vrut să vedem din ce cauză. Acest consecință a fost faptul că părinții nu sunt educați, nu au acces la informații, drept pentru care nu merg să-și vaccineze copiii. Dacă ați pot să-i pun o întrebare? Imediat, cu tot dragul. Înainte să vă pună doamna Steier o întrebare, vedeți ce înseamnă să inviți un gazetar și eu nu mă supăr pentru conțele perfecte. Este și invitat, dar și gazetar. Vreau să vă întreb eu ceva. Da. Și ați spus un adevăr extraordinar. Unul dintre scopurile emisiunii noastre la B1 este info-educația. Chiar să informăm pe oameni și să educăm. Să-i conștientizăm. Dacă acum ar fi la televizor toți părinții din România și ar trebui să le dați un argument științific, nu empiric, că acele campanii de vaccinare sunt în regulă și trebuie urmate, care ar fi argumentul? Să presupunem, nu e adevărat, dar să presupunem că toți părinții din România cu copii mici sau care încă sunt nenăscuți în burta mamelor, se uită acolo la noastră, domnule. Dați-le argumentul să-și vaccineze copiii. Argumentul pentru a-și vaccina copiii este că avem sute de cazuri de copii care s-au îmbolnăvit de boli considerate eradicate. Am înțeles. Prin nevaccinare. Da, întrebare, doamnă Steier. Da. Deci spuneți că sunteți părinte și aveți copii, da? Da. Ați fost informat de către medicul dumneavoastră în momentul în care v-ați vaccinat copilul că există riscul să facă exact boala pentru care este vaccinat, dar într-o formă ușor mai slabă? Sincer, nu. N-ați fost. Nu, dar sincer, știți această... Știu asta pentru că, fiind părinte, am capacitatea de a citi, de a mă informa și din alte surse. Și atunci cum eradicăm dacă îmbolnăvim copii? Păi exact tot, prin vaccin. Ăsta este motivul pentru care ne întâlnim. Să conștientizeze, să-i facem pe oameni și pe părinți să conștientizeze acest lucru. Cum eradicăm o boală când noi infestăm copiii cu virusul din vaccin? Cum reușim noi să eradicăm? De unde știți dumneavoastră acest lucru? Boala mai ușoară, într-o formă mai ușoară, cum spun toți specialiștii, noi de fapt îl îmbolnăvim. Aveți dar prin această eu sunt economist, nu sunt medic de profesie. Eugen, nu pot să Olivia, am un argument. Un argument care să susțină o afirmație gravă, aceea că există riscul ca acel prunc vaccinat să facă boala într-o formă ușoară. Da, deci în urmă cu 2 ani de zile sau un an jumătate, în Ucraina au fost depistate 2 cazuri de polio. La analize s-a demonstrat că acel virus era derivat din vaccin. Deci copiii nu s-au... 2 cazuri din câte vaccinări? Stați puțin. E vorba aici despre faptul că vaccinurile îmbolnăvesc copiii care devin contagioși pentru alții. Și atunci nu putem vorbi de eradicare, nu putem vorbi despre efectul de imunitate de turmă, ci vorbim de o infestare a populației prin simpla vaccinare. Vă rog frumos să mă lăsați să spun că această realitate este consemnată și astăzi pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, care recunoaște fățiș că cele 2 cazuri de polio, vorbim de polio gravă, flască, deci, acum mă fac avocatul părții adverse și vă spun așa, dacă sunt 2 cazuri de polio în Ucraina la câteva zeci de mii de copii vaccinați antipolio, procentul este, hai să nu spun tolerabil, dar este științific acceptabil. De ce? Pentru că vaccinul, asta înseamnă în mare parte inocularea în organismul uman ar unei boli, luăm acum să nu se sperie cel de acasă, da? Într-o formă tolerată de organism, care organismul să o gestioneze producând anticorpi și gestionând boala ca și cum ar fi reală. Să zicem că așa e științific, cum să zic, la nivelul de înțelegere și al meu și al celor de acasă. Să zicem că e așa, dar situația din India infirmă această ipoteză. Sunt foarte, foarte multe cazuri de copii bolnavi, îmbolnăviți de vaccinuri, cu o formă nouă de poliomielită derivată din acest vaccin. Păi câte cazuri de polio ar fi existat? O secundă, Eugen. Câte cazuri? Și polio vin la tine. Dar să zicem că sunt doar 2. Cum spuneți dumneavoastră, nu sunt sute de mii cum sunt în India. Da. Să zicem că India nu există. Nu băgăm în seamă. Este departe. Nu e în România. Corect. Dar vă rog frumos să-mi spuneți cine mă poate obliga pe mine
să joc ruletă rusească, țintind tâmpla copilului meu, să văd face polio sau nu face polio, injectându-l cu vaccinul respectiv. O opresc acum pe Olivia Ster să le spun celor de acasă. Este întrebarea care, așa cum v-am anunțat pe Banda Roșie, va gestiona întrebarea asta, răspunsul venit din Olanda. Nu peste multe minute vom intra în legătură într-un sfert de oră, 20 de minute, cu cineva din Olanda, care ne va răspunde exact la întrebarea pusă de Olivia Ster la București. Cine mă poate pe mine obliga să joc ruletă rusească cu sănătatea sau chiar cu viața copilului meu? Bună întrebare. Domnul Ilea, vrea să spuneți ceva. Legat de ce s-a întâmplat în India, am putea trage o concluzie că problema nu ar fi vaccinarea, ci anumite vaccinuri. Și de aici putem dezvolta altă discuție. Vaccinurile de unde sunt achiziționate, de unde sunt... Da, vă rog, terminați. Eu doar vă aștept. Îmi aștept rândul. Okay. Domnul Ilea, eu vreau să vă pun o întrebare legată de... o afirmație pe care am mai făcut-o ca ziarist într-o altă perioadă istorică și într-o altă televiziune. Știți că România, în decursul vremii, a trecut prin cele mai ample campanii de vaccinare împotriva TBC-ului. Cel puțin așa am citit eu. Poate acum cei care se uită să mă contrazică. Dar România a fost targetul celor mai ample campanii de vaccinare în istoria ultimilor decenii, da? Anti-TBC. Știți și cu toate care acestea avem cazuri. Nu avem cazuri, domnule. Suntem țara cu locul 1. Adică România deține locul 1 la tuberculoză în această comunitate europeană de 28 de state. Întrebare, cum? Prima întrebare. E retorică că nu sunteți dumneavoastră, nici eu nu sunt medic și nici Olivia Ster. A doua.